Sunt Marius Luican, om bogat, om sărac, realitate sau percepție? Tu o iubești, ea te iubește. Ce-ți dorești? Doar să vă căsătoriți și să trăiți fericiți până la adânci bătrâneți. Așa e? Când colo, ce să vezi? Tu îți imaginezi că e doar despre dragoste nunta ta. Doar că, surpriză, intervin nevoile sociale. Tu vrei o slujbă simplă, o petrecere restrânsă și o lună de miere oriunde frumoasă să fie. Totul e să fiți happily ever after. Doar că toți din jurul tău îți spun că trebuie să ai mulți invitați. Trebuie să ai mașină de epocă. Dar cum, n-aveți porumbei când ieșiți din biserică? Trebuie să pleci în nunta de la luna de miere pe cea mai exotică insulă și musai rochia ei trebuie să depășească 2000 de euro. Dar voi vă iubiți. Ce mai contează cum? Unde și în ce fel vă luați? Lumea din jur joacă un rol, hai să numim, incitator și ne influențează simțurile, obiceiurile și ajungem să alegem nemulțumirea păguboasă în loc să ne vedem de ce avem deja. Ne comparăm cu ceilalți, iar gândul că noi suntem mai altfel pune stăpânire pe noi la un moment dat și ne presează să ne schimbăm opiniile și percepțiile, modelându-ne cumva întreaga experiență de viață. Este sărăcia o stare perceptuală direct proporțională cu cantitatea de așteptări pe care ni le creăm? Ia să ne întrebăm puțin. Aparent ne naștem cu niște nevoi de bază. Apoi, pe măsură ce creștem, societatea ne programează să ne dorim mai mult. Mai ales să ne dorim ce vedem la ceilalți. Ok, poate eu am 30 de ani și consider că viața mea e perfectă. Doar că vine o rudă aia insistentă care îmi reamintește că la vârsta ta aveam deja propria familie. Și iată cum societatea ne spune că nu suntem suficient de buni. Pentru că nu corespundem standardelor, așa numitelor standarde ale societății. Uite, domnule, că o fac și pe asta. Mă însor. Vă amintiți cum înainte de 89 eram societatea care colecționa pachete goale de țigări din dragoste pentru brand sau cutii de Coca-Cola în care țineam creioanele, la fel, pentru brand și asocierea cu acel vis al Coca-Cola. Brusc, după ce trăiești o viață în care aparent ai tot ce-ți dorești, tentațiile sociale apar la tot pasul și privești cum unii își cumpără mașini scumpe peste noapte, case mai scumpe, iar subconștientul lucrează și te obligă să le consideri niște lucruri pe care neapărat să le ai și tu. Dar, dragilor, proiectăm pe realitatea pe care o trăim un set de așteptări, o anume senzație de sărăcie, iar gândul că nu ne putem permite anumite lucruri ne bântuie și nu ne lasă să trăim cu adevărat. Este asta o problemă a veniturilor? Bineînțeles că este și o problemă a veniturilor. Dar la fel de bine este una a așteptărilor astea pe care ni le creăm, a nevoilor care în realitate nici nu sunt cu adevărat niște nevoi ale noastre. Oare nu treaba asta ne face pe unii din noi să devenim non-consumatori și să trecem în cealaltă extremă? Că tot ne programează ei să gândim, îmi trebuie asta, îmi trebuie cealaltă, îmi trebuie și de-aia. Dar asta este un subiect separat și vreau să-l povestim într-un episod următor. Vă mulțumesc, dragilor, că ați fost alături de mine.